De obicei nu fac chestia asta, dar acum chiar am simțit nevoia să fac un clip referitor la noul Google Pixel 4. A apărut zilele trecute, pe 15 octombrie, a fost lansarea oficială. Și din curiozitate, cu toate că știți că nu sunt un fan telefoane cu Android, am vrut să văd exact cu ce au venit Google Pixel anul ăsta și dacă este un competitor direct pentru flagship-urile de anul ăsta, gen Samsung S10, Huawei Mate 30 sau iPhone 11 Pro, Pro Max și 11 Simple. Am făcut ceva research despre telefonul ăsta nou apărut și hai să vedem exact ce are, pentru că este complet dezamăgitor. Chestia nouă pe care au băgat-o anul ăsta și care vrea să atace ceilalți competitori care creează device-uri de gaming, gen telefoane de gaming, este un ecran de 90 de Hz. Dacă nu știți ce înseamnă asta, majoritatea ecranelor de telefon au 60 de Hz, undeva pe acolo. Adică rata de refresh a ecranului, cât de smooth vezi tu animațiile și mișcările pe care le faci tu pe ecran. Ei bine, acest ecran de 90 de Hz funcționează doar în sistem, adică funcționează doar cât navighezi prin telefon. Dacă te uiți la un video, rămâne la 60 Hz și nu e nicio diferență. O altă chestie nouă pe care eu am implementat-o și care ar trebui să aducă ceva, un nou, ceva bonus în telefoanele mobile și în era smartphone-urilor, este un radar. Au implementat un radar în telefon. Ce face acel radar? Detectează cât de aproape este mâna ta sau tu în principiu de telefon. Problema este că acel radar funcționează undeva 60-70% din situații. Cum poți tu, ca developer care creezi aplicații pentru un telefon, să te bazezi pe un feature implementat de o companie într-un telefon dacă el nu funcționează? Nu este feature proof, adică dezvoltatorii de aplicații acum pentru Android nu se pot baza pe acest radar dacă vor să facă aplicații să se joace, să implementeze cumva realitate augmentată, poate, sau cine știe ce folosim radarul dacă el nu funcționează. Acest radar vine cumva în completarea și recunoașterii faciale, care, apropo, este acum unica metodă de deblocare a telefonului Google Pixel. Deci, au scos amprenta și au rămas doar pe recunoaștere facială. Dacă anul trecut la Google Pixel 3 avea un notch foarte urât, anul ăsta l-au scos de tot. Și nu vă gândiți că au făcut ecranul cât tot telefonul, ci au mărit forehead-ul și chin-ul. Adică ecranul e mai mic acum, e vechiul ecran ăla de Samsung S8, cred, S9, unde nu aveam, era în anul 2019, aproape 2020, când toate telefoanele sunt all screen, vii cu un telefon care este, are un ecran mult mai mic, e un pas în spate. De ce? Procesorul pus în Google Pixel 4 este Snapdragon 855. Și ghiciți ce? Are un an vechime! A apărut în octombrie anul trecut, aproape un an, când puteau să pună Snapdragon 855 Plus, care a apărut în iulie anul ăsta. De ce folosesc procesor cu un an vechime? Dacă până acum cei de la Google în Google Pixel se bazau foarte mult pe camera lor și pe fotografia computațională, anul ăsta au mai adăugat o cameră în plus! Și ghiciți ce cameră? Camera tele. Tele care se află în iPhone, de exemplu, de la iPhone X, de acum 2 ani. Ei abia acum au pus camera tele, când este era camerei ultra-wide, când majoritatea telefonelor au o cameră ultra-wide. Băi, din ultra-wide poți să faci crop, să scoți o fotografie tele, mai ales dacă ai foarte mulți megapixeli. Dar într-o fotografie telescopică, nu ai cum să faci ultra-wide, nu ai cum să simulezi un ultra-wide. Nu! Nu înțeleg logica! Și în sfârșit au pus fotografia computațională live. Până acum, cel puțin iPhone-ul, cred că și Samsung, în momentul în care făceai o poză, vedeai exact cum funcționează HDR-ul într-o imagine, vedeai exact cum funcționează highlights-urile, cum funcționează shadows-ul, cum umbrele sunt mai luminoase sau mai umbrite, highlights-urile sunt mai luminoase sau mai umbrite, etc. Mă rog, deci vedeai live, mai ales la iPhone, la funcția de portret, vedeai blur-ul din spate, îl vedeai live prin cameră, înainte să apeși pe buton să faci poză. Ei bine, la Google Pixel nu exista așa ceva până acum. Făceai poza și abia după îți dai seama cum iese. Făceai niște ajustări acolo, iar poza scoasă la un moment dat era complet diferită de ceea ce vedeai pe ecran. În sfârșit s-au gândit să pună și fotografie computațională live. Și venim vorba despre fotografie. Google-ul a fost totuși destul de cunoscut. Chiar dacă avea o cameră, o singură cameră, era destul de cunoscut device-ul ăsta pentru fotografie, pentru fotografie computațională. Făceau din soft niște chestii într-o fotografie, arăta destul de bine. Dar oare chiar sunt atât de bune? Ei, o să vă las în descriere niște clipuri la care să vă uitați să vedeți exact care sunt diferențele și dacă într-adevăr sunt chiar atât de buni. Nu poți înregistra 4K 60 de cadre pe secundă pe camera frontală. Ok, asta înțeleg, dar nici pe camerele din spate sau măcar pe o cameră din spate. Deci nu au la sfârșitul anului 2019 posibilitatea de a înregistra 4K 60 de cadre pe secundă pe niciuna din camere. 2019.
În caz că nu știați, Google Pixel vine în două versiuni, la fel ca și iPhone 11 Pro. Avem Google Pixel simplu și Google Pixel XL. Anul ăsta 4 și 4 XL. Versiunea mică, adică Google Pixel 4, este cu $100 mai scumpă decât iPhone 11 simplu. Adică iPhone 11 $700, Google Pixel 4 simplu este $800. Tocmai am zis ce oferă, sau ce nu oferă. Versiunea mică a telefonului are o baterie de 2800 de mAh. Bă, avem un ecran de 90 Hz, un radar care teoretic funcționează în niște aplicații by default și avem o baterie de 2800 de mAh și să ne așteptăm să treacă o zi, să folosim telefonul o zi fără să descarce. Really? Și ca ultimă chestie, device-ul ăsta nu are nici mufă jack, nu are nici măcar un adaptor de la mufă jack la USB Type-C și nici măcar nu vine cu căști în pachet. Băi, eu înțeleg că poate i-a luat puțin valul și a vrut să fie înainte Apple-ului, dar Apple-ul încă nu a scos căștile. Și nu știu dacă o vor face foarte curând, doar să scadă prețul foarte mult la AirPods, cel puțin la prima versiune de AirPods. Atunci da, s-ar merita să scoată căștile, dar va lua valul puțin cam tare Google. Și cam asta am avut de zis. Deci trageți singur concluziile dacă vă cumpărați device-ul, dacă l-aveți deja prin cine știe ce minune când încă nu s-a oferit spre livrare. Puteți să lăsați în comentarii care este părerea voastră despre Google Pixel. În general, despre Google Pixel 4, nou device apărut, dacă vi se pare că este un pas spre viitor, dacă ceea ce au făcut ei chiar este o idee abstractă care poate să ne ducă într-un univers intergalactic și nu mai știu ce zic. Spuneți-mi părerile voastre, lăsați-mi-le în comentarii. Ăsta a fost un videoclip destul de random, dar simțeam nevoia să-l fac. Nu o să cumpăr Google Pixel 4, nu o să fac review la el, pentru că nu sunt pasionat neapărat de device-ul ăsta. Cred că sunt alte device-uri care într-adevăr merită timpul și investiția pentru a face un review și pentru a le testa. Eu vă mulțumesc tare mult, nu uitați de un share, like, subscribe și ne vedem de acum în clipul următor. Eu v-am pupat. Pa! Pa!